Cu ocazia împlinirii 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, dar și a celebrării Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Municipiul Iași, în parteneriat cu Editura Carta Românească Educațional și Universitatea Apolonia, organizează o pleiadă de evenimente de natură culturală. Astfel, pe 15 ianuarie, începând cu ora 10, Biblioteca Centrală Universitară va găzdui conferința pe tema Fantasme și simboluri în texte minesciene”, susținută de profesorul universitar dr. Nicu Gavriluță. Printre moderatorii conferinței se numără directorul bibliotecii Ioan Milică, profesorul universitar dr. Vasile Burlui și profesorul universitar Antonio Patraș. Conferința va fi precedată de lansarea volumelor variante editoriale noi. Este vorba de proză și poeme ale ce aparțin lui Mihai Minescu. Mâine la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Minescu din Iași se desfășoară cu prilejul Zilei Culturii Naționale o suită de evenimente pe care biblioteca le organizează în parteneriat cu Editura Cartea Românească Educațional și Universitatea Polonia. Mai precis, vorbim despre trei evenimente care pot fi privite și separat și împreună. Mă gândesc aici la faptul că Domnul profesor universitar, dr. Nicu Gavriluță, fostul decan al Facultății de Filozofie, a acceptat să susțină o conferință în acest moment și îi mulțumim foarte mult. Evenimentul va fi însoțit de o lansare de carte, pentru că editura Cartea Românească Educațional publică opera eminesciană în haine editoriale noi, atât poezia cât și proza, și la eveniment va fi prezent, din câte știu, atât domnul profesor Vasile Burlui, haideți să spunem așa, sufletul acestei manifestări, cât și domnul profesor universitar dr. Antonio Patraș, din partea unui scritorilor din Iași. De altfel, până la finele acestei luni, biblioteca organizează o expoziție de carte, inspirată din operele eminesciene. Am organizat până la sfârșitul lunii o expoziție de carte, ea se va deschide mâine, inspirată de opera eminesciană și cei care vor trece pe la bibliotecă în această lună vor avea prilejul să vadă în zona noastră expozițională câteva să spunem realizări editoriale importante ale operei eminescene, mai cu seam realizări editoriale legate de creația poetică a scriitorului. Anual, în România, în ziua de 15 ianuarie, este celebrată Ziua Culturii Naționale, sărbătoare ce are drept obiectiv promovarea culturii, a artei, dar și a efortului academic. Această dată a fost alasă drept Ziua Culturii, întrucât în această zi s-a născut marele poet Mihai Eminescu.